Salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi ne vom juca The Bridges. Mă gândeam să începem o nouă serie pe canal. Vezi, v-am întuns așa frumos în părți. Acum sunt un băiat mai gigel. Ne vom juca niște bedwars astăzi, pentru că m-am decis, alături de dragonul meu pe care îl călăresc eu, să începem o nouă serie de minigame, pentru că nu știam ce să joc și am văzut că v-au plăcut multe minigame-uri, adică Skywars-ul îl ținem, Skywars-ul nu mai joc, o să mă mai joc survival games. Pe doar personal nu prea mai îmi place, mă joc doar pe live-uri, ați văzut și voi, nu prea mai îmi place așa mult să mă joc și în videoclipuri. Dar am zis să încercăm un minigame nou și mi-a venit la mână Skywars astăzi, Bridges. O să ne jucăm Bridges și nu uitați voi, frate, să apăsați butonul de like, să suntem noi peste 300 de like-uri dacă vreți să mă ajutați și să mai postăm episoade în continuare. Bun, trebuie să iau repede ăla. Warning, water is freezing cold. Water will kill you, bro. Ok, trebuie să luăm repede 3 fier. Dacă am luat 3 fier, suntem stuck, suntem făcuți. Pentru că știți și voi că pe The Bridges, dacă ai 3 fier și kitul de miner pe care eu personal îl am, ești șmecher. Ok, hai să vedem ce putem să facem în episodul de astăzi. Să sperăm că o să câștigăm meciul. Răceala mea e încă foarte puternică, deci mă sunt răcit rău de tot. Deci șansele că eu să tucesc că să tușesc relativ des în videoclipul ăsta sunt destul de mari. E că mi-am luat tot lemnul de care aveam nevoie până acum. Hai să mergem și noi în mină să găsim niște... uite, avem niște coal aici, pentru că fierul deja eu l-am luat. Am 3 fier, pot să-mi fac tânăcop. După aia armură și o să fie totul super, super ok. Hai să luăm mult coal, pentru că cine știe de cât coal o să avem nevoie pentru prăjit. E mișto chidul ăsta că te ajută. Adică, nu numai că dacă apeși click dreapta și găsești minereul din care ai făcut tânăcopul tău, cum ar fi fierul, și de-aia vreau tânăcop de fier, de-aia avem nevoie de 3 fier, că după nu mai am probleme în găsirea lui, e mișto că și spargi mai repede, asta e super, super fain. Bine, o să trească să lucrez eu la un nou thumbnail pentru această serie, pentru că am deja ceva în cap cu un pod și chestii de genul ăsta. Hai să facem și noi un crafting, un workbench de ăsta, crafting table, workbench, cum vreți voi să-i spuneți. Și mai întrebe, am uitat totuși să iau și piatră. Deci din toată ecuația asta fix piatra am uitat să iau. Știi, pe ăsta are semnul cu YouTube pe spate, e clar că e mare YouTuber. Ai, frate, dacă are skin cu YouTube, e clar că e cel mai mare YouTuber al universului. Nu se compară cu nimeni pe pământul acesta. Bun, hai să facem așa. Ăla-i tati. Punem, dă-te-mă la o parte, urâture. Bă, dar mă enervezi. Bă, da, enervant ești. Uite așa, hop, hop. Wow. Răceala asta nu prea mă lasă să fac nimica. Să dau și ăsta, cred că mai un pic mai așa în spate. Altă viață. Să stai un pic mai departe de gură. Cred că stăteam un pic cam aproape și din când am înțeles mi se aude destul de tare microfonul câteodată. Nu știu, asta am auzit de la voi. Și vom vedea acum cum este treaba. M-am dus și eu în părți pentru că mâine, adică da, mâine, nu știu dacă știați, dar este ziua mea. Mâine. Mâine este ziua mea. De fapt, nu mâine. Astăzi, nu știu când postez videoclipul ăsta, asta e chestia. Că dacă știam, adică gen, nu știu dacă îl postez în seara asta sau mâine de dimineață, încă mă mai gândesc, știți că sunt... Na. Trebuie să mă hotărăsc pentru chestia asta. Mă gândeam să-l postez în seara asta și gen mâine de dimineață să postez altceva, nu știu. Poate o să postez alt clip. Oricum, în seara asta la ora 12... Nu mai rezist. Mi-am făcut un obicei ca seara la ora 12 fix să postez un clip special. Se sunt suflu nasul de aia totuși e scată. Scuzați, dar chiar n-am ce să fac, deci e prea... E o răceală din asta foarte, foarte nașpa și iau pastile în continuu și ceaiuri, beau ceaiuri multe și aulei nașpa. Dar de n-avem ce să facem, adică să spargem pe aici chestii. Hai că așteptăm încă 10 secunde. După ce ne facem full, o să vedem dacă putem și noi să-i batem pe tipii ăștia. Pentru că eu știam să joc bine Bridges. Acum toată chestia e că până îți găsești toate astea, că după urmează PvP-ul, frate. Dacă ai reușit să culegi toată armura, să-ți faci o armură OP, după aia să ajungi și în centru, ceea ce este foarte, foarte greu, fără să mor, pentru că unii dintre ei au și săgeți, pentru că au kituri de-astea cu săgeți, cu nebunii. Dacă ai ajuns și în centru, ești un șme... Asta-i gold și asta-i iron. Gold. Lol, arată exact la fel. E puțin galben atât. Hai să băgăm altă textură atunci, pentru că...
Astea două mă cam enervează. A, altă viață, tati. Nu se compara. Uite, mai găsit niște fier. Și alt gold, de care absolut deloc n-am nevoie, dar este super, super ok. Îl luăm și pe ăsta, nu știu, poate o să donez cuiva o armură de gold. Pentru că de ce să nu prăjim și goldul pe care o să-l găsim? Că tot, na, dau armura al cuiva. Pentru că cine știe, poate nu o să-și facă toată echipa mea armură. Și tipul ăsta cred că mi-a găsit el, cumva? Da. Găsise el fierul ăsta. Diamant! Unu, două diamante, frate, în sfârșit. Deci o să ne facem și sabie de diamant, suntem super, super bine. Poate o să facem și full diamond, dar nu vreau eu să fac deocamdată cu târnăcopul, pentru că, hai, frate, adică să-mi fac târnăcop de diamant și după aia să găsesc diamantele, pentru că e destul de greu. Că dacă, nu știu dacă știați, dar se poate și să nu îți găsească nimica. Când eu dau ori scannerul ăsta, există și uriașa șansa să nu-mi găsească absolut nimica. Uite cum mi-a găsit acum, există șansa să nu-mi găsească nimica. Și să-mi zică să revin, practic. Să revin peste nu știu cât timp. Adică te zapăți iară peste nu știu câte 20 de secunde, chestii de astea. Hai acum să băgăm la prăjit ăsta. Și dacă mai ai, că mai facem, că tot avem atâta de ăsta, mai facem un furnal, punem uite aici și băgăm la prăjit acest gold, pentru că cine știe că nu o să avem nevoie de gold. Și aș putea totuși să-mi fac și sabia de diamant, că tot nu vreau să-mi fac târnăcop chiar dacă aș mai găsi un diamant sau ceva. Poate doar dacă aș mai găsi 4 diamante, să spunem, pentru că aș putea să-mi fac buți. Ar fi ceva, cu toate că cred că avem timp. Da, mă rog, eu îmi fac sabia pentru că cam asta vreau să fie planul meu, pentru că după vreau să fac roșii de mâncare. Pentru că eu n-am kitul cu mere și dacă n-ai kitul cu mere, du-te bă de aici, frate. Dacă n-ai kitul cu mere, nu prea faci rost de mâncare, ceea ce este foarte, foarte nașpa. Bun, hai să facem pantofi pentru început. Bun, avem deja pantofi, kitul nou să stau aici, bar ăsta, vikingul, nu barbarul. Hop, în jos. Bun, hai că am găsit. Să sperăm că vă place și vouă seria de Burgess, pentru că este un minigame interesant și îmi place să diversific. Adică, uite, dacă în 2 zile am postat, nu știu, Survival Game și Skyward, sau următoarea zi să postez altceva. Și având în vedere că nu prea îmi place Bedwars-ul ca minigame să-l joc pe videoclipuri, pentru că am văzut că nici pe voi nu prea vă atrage când îl joc în videoclipuri, mai degrabă vă place când îl joc pe live-uri și mi se pare ok. I respect your decision. Așa, n-am să-l mai joc în videoclipuri prea mult. Poate o dată la nu știu cât timp. Uite niște fier acolo, mă mir că nu l-a dat nimeni. Poate o dată la nu știu cât timp. Și da, am să găsim altul. Și am găsit, încercăm Bridges. Hai să omorâm și noi văcuțele astea, că dacă tot am ajuns sus, că o să avem nevoie de mâncare, v-am zis. Bun. Bun. Oasele, de ce îmi dă oase vaca, frate? Nu-mi trebuie oasele vacii. Se pare că... A, uite și un pui, trebuie să omorâm tot ce prindem. Și puiul ăla, de ce? De ce? De ce, mă, puiule? No, 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 no. Why are you doing this to me? Da. Aproape mi-am riscat viața pentru o bucată de pui și... Foarte util. Ăștia acolo își culeg ei lucrurile, îi lasă să-și culeagă că nu mai am oricum nevoie. Dar mai caut mâncare și se pare că... Uite, încă o vacă, bun. Bine, armura e useless pentru mine, iau. Hai că mai am găsit niște carne, o să prăjim și carnea asta. E foarte importantă. Hop, uite, punem, uite, aici, să prăjim și carnea. Că vedeți și voi, uite, deja am nevoie de carne pentru a-mi face viața. O să mai căutăm. Mai mergem o singură dată către Iron și după... Fucking hell, dude, nu mai suport chestia asta. Cred că știi pe ăsta tot căuta fierul ăsta. Sau nu? E ok. Mă, frate! Că nu mi-am spart ăla de sub picioare. Bun, nu contează. Eu cred că nu mai am nevoie de fier. Sincer, am 12 fier plus ăsta care este deja aici. Deci am extraordinar de mult fier și chiar nu mai să mai fac cu el. Deci nu o să mai căutăm fier sau ceva. Cred că doar o să mergem deasupra să găsim animăluțe, pentru că de asta am mare nevoie. Și unde sunteți, dragile mele, animăluțe? Animăluțe, ce, ce, ce? Uite, da, e, uite, uite, stai, bă, dar prost e ăsta, frate. Nu cred. A explodat carnea, de ce ai făcut asta? Tu ce vrei să arăți? Că nu înțeleg. Ești pur și simplu retardat sau vrei să ne arăți ceva? Că nu mă prind. Uite, încă o vacă, bun. Ok, încă am luat și vaca asta. Avem destul de bine. Avem destul de bine cărnița, chiar dacă se poate să găsim mult mai multă mâncare, dar ăștia sunt niște proști și irosesc mâncarea cu TNT-uri și chestii de astea, într-un minut cad, de fapt se formează podurile, ceea ce este foarte ok. Bun, hai să punem și carnea asta la prăjit acum. Bun, luăm ăsta, nu știu dacă mai am nevoie de mai mult. Hai să vedem, da, mai am nevoie, wow, lol, chiar mai e nevoie, nu glumă. Bun, de fapt nu de mult chiar, de vreo 3. Da, de 3 fix și după tot ok.
ca să-mi fac și gaschetă, să mă pot proteja. Și după mă gândeam să mergem în centru, pentru că dacă ajungi în centru, găsești super chestii, frate, super, super chestii. Eu uite-l pe ăla, e pregătit să meargă, să, aoleu, 40 de secunde, nu prea mai am timp, nu prea mai am timp, fraților, va trebui să mă grăbesc, hai. Bun, deci putem să ne facem gaschetă, hai să facem asta. Luăm și noi ăsta, să-l avem, uite, aici. Și dacă eu o să fac și o chestie asta pe care a făcut-o ăla, să meargă așa. Uite, cam asta vreau și eu, uite așa, hop, 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 hop. Încă una în sus. Și să începem și noi cu bridge-ul. Să sperăm că voi fi mai rapid ca tipul ăsta. Nu știu ce să zic. Cam de aici pot să încep, ceea ce e foarte tare. Bun, e groasă. Trebuie să fim foarte, foarte rapizi, fraților. Să sperăm că ajungem acolo primii. E foarte, foarte importantă pentru mine chestia asta. Ce bine mă simt când am și apărut tuns. E așa de comod și chill. Și răcoritor, chiar dacă eu sunt răcit. Bun, hai. 4, 3, 2, 1. Bun. Wow, m-am mișcat chiar repede. Hai să mergem. Hai. Tipul ăla e mai rapid ca mine sau nu? Nu știu. Deci încerc totuși să ajung. Poate mai vine cineva și de la mine. Ar fi chiar și mai chiar. Hai, vino. A venit și ăsta? Bun. Cine mai e? Cine mai e? Eu ce culoare sunt? Oh, stai cu mine! Lol, hai să-i batem, hai să-i batem, hai să-i batem, bate-i! Bate-i pe fraieri! Hai să-l batem pe ăsta roșu! No, nu fugi, nu fugi, nu fugi, nu fugi! Ba da, fugi, lasă-i, lasă-i, lasă-i! Hai să luăm noi astea măcar! Bă, măcar am arcul, știți, și... Pare echipa mea bunicică, pare că avem o echipă bunicică. Bun, avem cam toate itemele. N-am apucat eu să prăjesc totul, dar se pare că am mai găsit niște supă care, din câte știu, e foarte, că chiar e foarte folositoare. Să vă și arăt de ce. Bun, hai să mâncăm. Avem echipă bunicică. Chiar avem era să cad. Avem echipă chiar bunicică. Am putea să mergem noi după ei dacă vrem și să-i batem, având în vedere că avem arcuri. Adică eu am arc. N-au cu toții. Bă, da-ți pe el, da-ți pe el, da-ți pe el. Ăștia mai sunt 4. Ok, se pare că sunt mulți aici și... O batem pe Amy. Amy a fost omorâtă. Și se pare că mai este unul acolo pe care încercăm să-l prindem repede, repede, până nu se ascunde. Repede, 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 repede. Bra, 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 bra. Am sabie prea OP pentru tine, bro. Nu mă bați niciodată. GG. Bun. Hai să vedem. Nu prea răspund ăștia. Am o echipă nu prea comunicativă. Echipa mea se pare că... Uite-l pe tipul ăsta. Ce faci? Hei. N-ai armă? Mă, ce armură are tipul, frate. Dă-te, dă-te, dă-te. Hai, sparge tu, du-te, du-te, du-te. Nu cred, mă, ce mă enervează. Hai, hai, hai. Dă-i pe aia, dă-i pe aia, dă-i pe aia, dă-i pe aia. Dă-te, mă. A. Am prins și eu ce... A, am prins un fund, n-am prins nimic, au venit toți proști ăștia. Oh my god, frate, deci sunteți incredibil, vă, să-mi bat piciorul. Diamond armor, a, ăștia sunt, cred că sunt team, mă, vă zic eu. Ăștia sunt team și își dau ei armurile între ei, sunt niște proști, ce să le faci? Uite-l pe ăsta, e, ce vrei el, mă? Mă, mărâtule. U, ce lag are tipul, mă rog. Deci n-am de unde să fac rost de armură de diamant, că ăștia și-l-au luat ei între ei, albato, cu sus, tinii, cu toți proștii. Diamond armor. Ăștia nu vorbesc mult deloc. Ăștia numai food vor. Ce vezi, mă, vezi food? Diamond armor, anything. No, bun și ăla. Două diamante. Bune și alea. Hai, las. Ah, no problem, las așa, hai. Hai, măcar să... Ia. Wow, snap, bro. I got him. He ain't escaping me. Nu-mi scapă mie tipul ăsta. Crede-l că se face de alea, de se urcă, de se... Dă-i, mă, dă-i, dă-i că-l batem. Mamă, dă la zburător ăsta. Ce, ce bătaie acolo? Merge peste ei. Explozie. Boom. Și peste el iar. Hai, Angel, Angel, vină-mi cu Angel. Angel, 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 cum vrei tu să spun. Doar vină-mi cu asta, te căp. Tușesc, nu știu, să te bat. Ha! Hai, mă. Bun. Easy, bă. Nu se pune nimeni cu Alex Alvarez. Și se pare că mai e unul aici. Trece aici să te înving.
Domnule, mamă, cât de low sunt. Mamă, cât de low m-a lăsat tipul ăsta, ești nebun. Wow. Sunt low rău de tot. Eu am crezut că mor acum. Noroc că am dat bine acolo. Am dat bine și a fost greu să mă bat. Între armură mult mai bună oricum. Nu prea fac față cu armurile astea proaste. Azi mai bag niște din astea. Să mi se... Mai sunt tipii aia la care va fi greu să ajungem. Asta albaștri și mai un tip galben care l-am văzut calerga pe aici. Pe care l-am văzut calerga pe aici. Uite-l. Wow. E mort. N-are nicio șansă. Bun. Hai acum să vedem cum urcăm la fraierii ăștia. Către să urcăm noi. Vine eu slow, asta e treaba. Și-și vrea să fac asta ea. Ah, urte. Lol, a urcat și ăsta. Bun. Hai că urc și eu. Bun, normal. Fiți atenți, pe mine nu mă știu ăștia. Ah, lol, ăsta e cu mine. Ah, mai sunt aia. Wow, dar oamenii sunt puțin căpiați, adică. E. Ei n-au săgeți, n-au de unde să aibă, că-s proști rău. Îi bat sau sal? E. Fii tenit, mă bag aici, pentru că dacă îi iau pe aici, e foarte complicată faza asta. Lol. Green one the game. De ce tipul ăsta este... acolo în frunte, iar eu nu sunt. Oricum, fraților, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați și voi să apăsați butonul de like, să ajungeți noi peste 300 de like-uri. Eu am fost Alex, noi ne vom revedea a la viitoare. Pa, pa!